par a fi supărați. Parcă ar vrea să ne facă rău. Poate am spus eu ceva. Se mai întâmplă din când în când. Arată situația. Căperi, foc de acoperire. Îmi plac slagii grenul. Frățioare, se apropie Dr. Black. I-am încolțit, șeful. Mai bine înaintați, nu au unde să fugă. Ne atacă! Nu văd nicio ieșire. Atunci pronto să lupte până la ultimul slag. Din nefericire, ăsta e ultimul. Eli încearcă să ne împingă în spate. Încolo! Marele abis. Dr. Black crede că știe toate regulile jocului. Noi le vom încălca puțin. Veniți după mine. Eli, asta duce în prăpastie. E o fundătură. Black ne vrea în prăpastie? Să-i dăm exact ce-și dorește. Ce se află de des? Data viitoare când ai chef să încalci regulile, Eli, n-o face! O să fie bine! Nu trebuie decât să folosiți cea mai nouă îmbunătățire! Trageți de chestia roșie! Wow! Bine, pregătiți-vă de aterizare! Sunt bine, sunt bine! Dă-mi drumul! Te porți de parcă aș fi un nevolnic incapabil! Nu stați proțăpiți acolo, ajutați-mă! Prieteni, fiți atenți! Firar, i-am aranjat, nu-i așa, șeful? Chiar dacă ar supraviețui căderii, nu mai e nicio speranță pentru ei. Plecăm! Nu mă așteptam să găsesc așa ceva aici. Ce credeți că e? Am mai văzut așa ceva. Seamănă cu groapa. Familia Shane a construit un lift spre și dinspre Slactera. Poate e unul și dinspre Slactera spre cei acolo jos. De ce ar coborâ aici un șef? Mă bucur că ai întrebat. Pronto are o teorie foarte convingătoare. Vedeți voi... Pronto! Ce crezi că e asta? Nu am idee. Orice ar fi, ei abia așteaptă să coboare acolo. Haideți! Hei, unde mergeți, prieteni? Unde suntem? Sunt slagi. Au un aer diferit. Eu știu doar că ăsta a fost un câmp de forță puternic. Nu cred că vreau să știu de ce nu se manifestă complet. Eli, clanul Umbră. Prieteni, rămâneți calmi. Fără mișcări bruște, vă rog. Voi pune asta pe cap ca să te înțeleg, bine? Cine ești? Cum de ai în posesie vorbitorul Umbră? Răspunde! Sunt Eli Shane. I-a aparținut tatălui meu. Ce loc e ăsta?
Suntem la marginea Slacterei. Ai sosit la o răscruce, chiar la timp. O răscruce? Și ce urmează? Peșterile adânci, casa rasei Darkbane. Slagii gardieni le țin armatele în frâu. Slagii gardieni? Cei mai puternici slagi din lume. Spune că atacurile asupra peretelui de forță îi stoarce de energie. Mai mulți gardieni vin aici, dar nu știe cât vor mai rezista. Ar putea cădea în orice clipă. Slagii noștri v-ar putea ajuta? Aveți slagi puternici. Foarte impresionant, dar încă nu-s pregătiți să devină gardieni. Atunci va trebui să găsim o soluție să-i oprim pe cei care fac asta până vine cavaleria. Eu nu știu vreun alt mod de a întări peretele. Mă refer la întărire. Trebuie să ripostăm. V-ați risca viețile pentru asta? Suntem gașca Shane. Asta e misiunea noastră. Nu putem risca deschiderea pasajului, dar acest teleportor umbră vă va duce înăuntru. Vreți vestea bună sau vestea rea? Ne luăm doar bilet dus, nu-i așa? Spune că nu va funcționa odată ce vom fi înăuntru. Care e vestea bună? Vom salva Slactera de un rău negrăit. După spusele lui, dacă armata Darkbane va sparge peretele, o să fie de neoprit. Păi și atunci, ce mai așteptăm? Duceți-vă repede, acum. Bun venit în peșterile adânci, prieteni. Trebuie să fie un Darkbane. Trebuie să oprim chestia aia. Începem să tragem la semnalul meu. Gata? Trageți! Ce-au pățit slagii noștri? Nu s-au transformat. Energia negativă trebuie să le anihileze puterile. Intrușilor, predați-vă sau veți fi anihilați. Indivizia atacă folosind lava. Apă întunecată. Veți veni cu noi. Se pare că nu prea avem de ales. Parcă mi s-a făcut dor de vârcolaci. Eli, uite! Văd! Este soarele! Nu prea avem ocazia să primim oaspeți aici. Slagii gardienii au grijă de asta. Cine ești? Sunt Brimstone, marele comandant al rasei Darkbane. Ce căutați aici, intrușilor? Încercați să ne distrugeți câmpul de forță. Am venit să vă oprim. Și cum merge treaba? Se poate și mai bine, dar în clipa asta o armată de slagi gardieni se îndreaptă spre pasaj ca să îl apere. Poate aș fi ajuns deja. Așa să fie. Chiar dacă Behemoth va eșua, avem alte metode de a ajunge pe tărâmul de sus. Și când Slactera va rămâne pustie, nu ne vom opri până nu vom lua înapoi ce ne aparține. Atunci vom avea totul! Vă vom opri! Toată Slactera o va face! Cuvinte dure din partea unui copil. Câmpul vostru de forță stă să se rupă.
O legiune e gata pentru asaltul final. Nu aveți altceva de făcut decât să vă uitați. Vreau să-ți spun că îi cunosc. Asta explică totul. Spune că te cunoaște. Spune că ești un Shane. Îmi ești util. Și asta, tinere Shane, tocmai v-a salvat viețile. Găsește-le o cameră. Își pot păstra slagii inutili. Le vor aduce aminte oaspeților noștri cât de neajutorați sunt. Hei! Hei! Au! Hei! De unde știi cine sunt? Spune-mi măcar cum te cheamă. Așa ar fi corect. Nu ne pot ține aici. Matahala ar putea sparge câmpul de forță oricând. Știu. Sper că o să ne dea paturi confortabile. Spatele meu nu mai rezistă la o lespede din închisoare. Ne vom adăposti acolo! Nu arată prea bine, Ellie. Trebuie să existe o cale de a ne pune slagii la treabă și să neutralizăm energia negativă. Apa întunecată? Doar nu vorbești serios. Haide, dacă are o idee, s-o ascultăm. Ne-am putea folosi slagii aici dacă i-am transforma în vârcolaci. E o idee bună. Poftim? Vârcolacii sunt alimentați de energia negativă, aceeași care împiedică pe slagii noștri să se transforme. Ca vârcolaci, probabil că ar fi imuni. Mecanica transformării în vârcolaci e simplă. Pot să modific laserele. Nu o să fie la fel de puternici ca vârcolacii lui Dr. Black, dar vor da câteva lovituri bune. Nu pot să cred că v-ați gândit la asta, micuților. E împotriva tuturor lucrurilor pentru care luptăm. Iar acum luptăm contra lui. Uneori trebuie să încalce regulile, care nu par a se contrazice. Doc îi poate vindeca după ce vom ajunge acasă. Înțeleg, dar trebuie să existe o regulă pe care n-am încălcat-o nici noi. Este foarte dur. Sigur sunteți pregătiți de asta? Bine, dar nu avem mult timp. Mi pare rău, răgăitule. E drăguț. Într-un fel maletic. Poate da. Răgăitule, unele lucruri nu se schimbă niciodată. Prieteni, spectacolul de lumini se pare că a atras atenția. Ne vom croi drum spre câmpul de forță și vom opri Matahala cu vârcolacii. Nu uitați, prieteni, avem apă întunecată. Aveți grijă. Grijă e al lui la numele al meu. Intrușilor, predați-vă sau veți fi anihilați. Da, am mai auzit replica asta. Yeah!
Către zid, acum! Bună treabă, frigurilă! Încetați, așteptați-vă. Era ultimul. Bine, prieteni, să oprim Matahala. E prea mare. Vârcolacii noștri parcă ar fi niște țânțari. Și cum o să doborâm noi fiara aia? Cazul ăsta îl doborâm pe călăreț. Văd că ați folosit apa întunecată. Devine foarte populară. Oh! Nu ești primul om venit aici. Am mai avut de-a face și cu alții. Cu cei din familia Shane. Atacați iar! Câmpul de forță cade! Slagii gardieni sunt slăbiți! Fugiți spre răscruce! Le ținem piept din partea cealaltă! Știu! Îi voi vindeca! Eli! Trageți cu tot ce aveți! Nu-i putem lăsa să intre! Bine, răgăitule, dă tot ce poți! Mărește viteza sau o să rămâi pe vecie acolo! Ne vom reîntâlni, Shane. De data asta ne-ai salvat pielea, Doc! Ai făcut un lucru îngrozitor. Ai corupt esența acestor slagi. E aproape impardonabil. Dacă te face să te simți mai bine, a fost ideea lor? Spune că mai devreme, când a spus că slagii nu sunt pregătiți pentru a fi gardieni, l-a omis pe unul. Nu există o onoare mai mare pentru un slag decât aceea de a fi gardian. Suntem mândri de tine, Doc, și ne vom vedea în curând. Îți promit.